Antonia a reușit să-și construiască o carieră de succes în industria muzicală. Încă de la debutul său, artista a cucerit publicul, iar cei care o urmăresc de atunci știu că a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Deși iubește să fie pe scenă în fața publicului, partenera lui Alex Velea a povestit că a avut de înfruntat și momente grele. Unul dintre acestea are legătură cu moartea bunicului său. Recent, artista a fost invitat în cadrul unui podcast, acolo unde a povestit cât de greu i-a fost să urce pe scenă, după ce a aflat că bunicul său s-a stins din viață. Deși ar fi vrut să plece imediat de acolo, vedeta a dat dovadă de profesionalism și a urcat pe scenă pentru că nu voia să-și dezamăgească fanii. După ce a coborât de pe scenă, a plecat imediat. Nu a stat să se pozeze, dat fiind starea în care se afla. Ulterior, o înjura lumea pe internet că nu e rușine, că ei au stat afară cu copiii în frig. De fapt, acest lucru îi se pare cel mai dificil artistei în această industrie, faptul că niciodată nu poți să reacționezi.